Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Dead by Daylight. Ei bine, dragi prieteni, haideți să vedem dacă putem să găsim rapid un generator sau măcar un alt supraviețuitor. Una din astea două. Doamne, ajută să găsesc ceva interesant. Și am găsit. Perfect. Hai să vedem dacă putem să facem și noi ceva. Și, nu știu, sper să mă oferească bunul noroc de killer. Nu de alta, dar am prost obicei să mor primul. What the fuck, ce cu atâtea skill check-uri? Ok, that was unexpected. Nu mă așteptam la treaba asta. Doamne ajută, nu știu acum ce să fac. Măcar merge treaba. Hai să vedem. Mă pitesc aici. Și să mă arăt viața mea, dar nu sunt singurul care a făcut ceva. Și teoretic n-ar trebui să stau fix în locul ăsta. Dar hai că vedem. Să mă uit în toate părțile, să nu mă uit. Nici măcar nu știu dacă văd ceva. Mai duce în direcția aia. Oh, shit. Nu m-aș duce în direcția aia. O să fug în direcția asta altă. Perfect. Băi, mi-am făcut treaba binișor. Să mai repar un generator aici. Să fie măcar a încercat cineva să facă ceva. Dar hai că îl reparăm noi. Nu este panică. De ce dracu nu mai vine nimeni? Unde sunt toți ceilalți? N-am nici cea mai vagă idee. Păi repar singur aici tot. Cred că da. Cred că ăsta mi-e norocul meu. Să am colegi proști. Și foarte proști. Măcar îl urmărește pe ăla, deci pot să stau liniștit. Doamne ajută. Hai să vedem. Încă puțin. Și gata. În sfârșit. Ok, dacă ăla e acolo, eu o să fug în direcția asta altă. Perfect, da, repară cineva aici, da. Hai că repar și eu. Doamne ajută, să fie cu noroc.
Ok, hai că suntem binișori deocamdată. Trebuie să așteptăm să plece. Ia hai să mergem repede la generator, să-l reparăm. Pe cât posibil, cât mai repede. Perfect. Hai că ne descurcăm bine. Și am rămas singur. O fac. Trebuie să mă ascund aici. Și să fiu foarte atent la sunet. Hai să mergem aici pe jur. Pot să ajut și eu? Nu pot să ajut. O fac. Vai, Doamne ajută că am scăpat. Deci nu cred, mamă cât de ușor a putut să fie meciul ăsta. Deci a fost genial. Ne-am descurcat super bine, am făcut treabă super tare. Și sunt curios câte puncte am reușit să scot. Nu de alta, dar în general nu reușesc să scot foarte multe puncte. Și nici acum nu am avut mai mult noroc. Am scos doar 10.000 de puncte, dar am fost foarte activ în meciul ăsta și am făcut foarte multe chestii. Mi-am ajutat colegii pe cât am putut, am reparat câte generatoare am putut, ați văzut, am fost super activ. Și după câte observ, toți colegii s-au descurcat destul de bine. 11.000 de puncte, 880, 11.000 de puncte, 19. Eu sunt deocamdată pe locul 3, cu 10.000 de puncte, 989. Deci o ducem destul de binișor. Nu știu, oare o să supraviețuiască și ultimul coleg? Doamne ajută! Îi doresc tot norocul din lume. Dar, dragi prieteni, ăsta a fost meciul. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Pentru mine chiar a fost o experiență nouă. M-am descurcat super bine, nu știu cum am reușit să fac toată treaba asta, dar, hei, finalul contează. Și, dragi prieteni, acestea fiind spuse, și ultimul coleg a scăpat, ceea ce este genial. Ei bine, dragi prieteni, și înainte să încheiem acest episod, ne-am întors în meniu și să facem aici un mic level up. Am 44.460 de blood points și zic să le investesc. Perfect. O să cheltui toate punctele astea. Nu știu neapărat dacă o să-mi fie super de folos lucrurile pe care le voi achiziționa cu punctele astea, dar ce contează, nu-i pasă nimănui la sfârșitul zilei. Aici, nice. Avem și o baterie, heavy duty battery. Cât de tare poate să fie treaba asta. Perfect. Level 11. Mamă, hai că e bine. Suntem pe drumul cel bun. Și hai să luăm toate nebuniile astea. Țaca-paca. Ok, bun. Și sincer să vă spun, eu sunt chiar destul de entuziasmat, adică am făcut treabă genială și am ajuns și la level 11 cu Bill, ceea ce e destul de ok. Evident, levelul maxim este destul de mare, dar suntem la level 11, să zicem că e ok deocamdată, pentru început merge.
Și dragi prieteni, acestea fiind spuse, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și noi ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zi cu mai bună vă doresc, la revedere!